pentru clarificarea a două probleme. Una era legată de prezența unor aeronave de luptă ale statelor membre NATO pe teritoriul României, sigur, prin rotație și nu toate odată. Este vorba de aeronave de luptă care fac parte din sistemul integrat de apărare al NATO și care, alături de aviația română, să asigure poliția aeriană, ceea ce înseamnă că, dincolo de avioanele de luptă, pe teritoriul țării vor putea staționa și 200 de militari, piloți, mecanici, personal de întreținere al aeronavelor, care să asigure funcționarea aeronavelor de luptă ale aliaților din NATO pentru asigurarea poliției aeriene în teritoriul sau în spațiul de responsabilitate al României. Un alt punct a fost legat de posibila participare ca stat coordonator în proiectul Fondului NATO de Sprijin pentru Ucraina în domeniul apărării cibernetice. Deci România este pregătită să-și asume unul din cele patru programe ale NATO în calitate de națiune lider și programul pe care dorim să ne-l asumăm este legat de apărarea cibernetică a Ucrainei. Acestea au fost cele două hotărâri adoptate în ședința CSAT de astăzi.